Bună, dragile mele, și bine v-am regăsit pe canalul meu! Astăzi vom descoperi împreună firele de la Sofiarn din gama Retwist, gama pe care am cunoscut-o cu firul Slim Cotton, din care am făcut și un tutorial pentru acest ursuleț, da? Acesta este din Slim Cotton, de la Retwist. Și găsiți pe canalul meu și pentru acesta tutorialul. Astăzi am primit un nou colet și avem fire noi. Fire nu pentru jucării, vor fi mai degrabă pentru coșulețe, pentru, chiar pentru gentuțe. Am văzut că se folosesc și mă bucur tare mult că pot să împart încă o dată această bucurie cu voi. Dacă vă plac filmulețe de acest fel, nu uitați să dați un like la video. Vă rog să nu uitați să vă abonați ca să primiți o notificare de fiecare dată când eu pun un nou video. Doar atât, nu costă nimic în plus, nu primiți alte notificări sau alte informații. Vă mulțumesc din suflet că sunteți aici. Haideți să desfacem coletul. Pam pam. Asta vedem noi. Ajungem repede la ele astăzi. Bun. Să cunoaștem fire noi. Pac, pac. Doamne, dacă mi-ar... Georgi, liniștește-te. Entuziasmul. Aoleu. Ia să vedem. Retwist Ribbon. Acesta. Ce zice? Să se spele cu mâna. Să se folosească croșete 6-8, compoziție 80% bumbac și 20% poliester. De-abia aștept să te cunosc mai bine. Și ăsta e la fel. Și ăsta galben, sunt doar nuanțe diferite. Retwist. Și asta e tot. Retwist. Macrame. Și schimbă forma. V-am mai zis eu că forma, auzi, își schimbă culoarea și v-am mai zis eu că îmi plac firele astea și Andreea de la Sofiarn mi-a arătat, ce credeți, jucării lucrate cu firul acesta. Prima dată îl desfac și când se schimbă culoarea, tai, știți, și folosesc, las că vă arăt eu, cred că facem dintr-un astfel de dintr-o astfel de bobină o să facem o jucărie și sunt foarte entuziasmată. Aici avem un bumbac mercerizat Anchor Creativa Fino și îmi zicea Andreea că e cam ca Catona și Catania, e la 8,50 lei de grame. Să văd un pic. Mai zice 2,5 și ce mai zice? Tu nu zici ce croșet? Nu, 125 de metri, bun. Îl încercăm și pe ăsta. Arată frumos. Și rozul ăsta e fain. Asta mi-a trebuit mie, am un proiect de făcut cu Alize Cotton Gold Hobby. E ca și Alize Cotton Gold, doar că e la 50 de grame. Vedeți? Și mai avem... Oi, ăsta e mare! T-shirt iarn. Oh.
ce mare e! Zice că cântărește între 650 și 1000 de grame. E cam mare diferența. Adică... sunt curioasă. Uai, fain, fain, fain. Și ăsta e fain. E la fel, acum mai e o căzut eticheta. Și din asta facem un coșuleț. Facem împreună. Am mai făcut eu coșulețe, dar... super. No, îmi plac, îmi plac, îmi plac și să vedem ce facem cu ele. Oare ce să vă mai spun? Ăsta... e greu. Voi vedeți că eu mă entuziasmez de nu mai știu ce vorbesc. Eu vreau să mă apuc să lucru. Compoziție 90% bumbac și 10% elastan. E ceva elastic, mă gândesc. Ca să... și se lucrează cu croșete de 8 până la 12. Are aproximativ 130 de metri. Aha, 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 aha. Mă, dar e foarte greu. Cred că am nimerit unul. Ah, super, da, da, da. Și e așa un pic elastic. Și fain firul. Ia să vedem. O să vedem cum se lucrează. Facem împreună coșulețe pentru Paște. Și mă gândesc să fac un coșuleț cu ceva iepuraș în spate. Ia să, o să vedeți voi ce fain va ieși. Și din asta facem micuțe și simpluțe. Le umplem cu bombonele pentru cadouri de Paște. Bun! Dragii mei, asta a fost tot. Vă mulțumesc foarte frumos că sunteți alături de mine. Vă pup, pe data viitoare!